Când eu am făcut primii pași în izvorașul, era altă situație. Uneori îi sui în cap. Trebuie să am grijă, probabil, ce spun acum. Domnul Ioan Arabace. Umbra lui mai degrabă ne protejează. Și când trebuie de lucrat, toată lumea să lucreze. Și când ne distrăm, toată lumea să se distreze. Istoria este cea mai importantă disciplină din viața noastră. Oamenii votează după cum știu istoria. Am o relație tot mai strânsă și mai strânsă cu elevii mei. Care ar fi trei sfaturi pentru ca elevii să se poată pregăti mai bine pentru examenele de istorie? Vă salut și vă spun bine ați venit la un nou episod al emisiunii Încerc. Astăzi alături de mine este Maxim Papana, profesor de istorie, moderator și dansator în ansamblul Izvorașul din municipiul Cahul. Vă salut, domnul Maxim, și vă spun mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Salut, Bianca, și salut la cei trei urmăritori active mei care cu siguranță vor privi acest interviu. Vreau să începem cu o mică descriere pe care ați putea să vă faceți dumneavoastră despre propria voastră personalitate. Cum v-ați putea descrie în câteva cuvinte? Dacă în câteva cuvinte, atunci foarte simplu, un copil cu minte, care are multe pasiuni și despre care probabil astăzi o să discutăm cu mai multe detalii. De ce spuneți copil, doar nu adult? Suntem copii cât timp părinții sunt în viață. Deci eu mă bucur de acest privilegiu că o am încă pe mama alături și cred că trebuie să profităm cât mai mult timp, da, să păstrăm acest statut de copil și să ne bucurăm de el. Dumneavoastră sunteți profesor de istorie deja de mulți ani. Vreau să-mi spuneți cum ați ajuns să profesați în acest domeniu, ce v-a determinat? Deci nu a fost un vis din copilărie, nu mi-am imaginat niciodată că voi fi profesor de istorie, mă refer la vârsta fragedă. A venit cumva de la sine, deci studiile de liceu le-am făcut la real, da? Matematică, informatică, biologie, mai mult taxat pe acest domeniu. Însă după examenul de bacalaureat, când am mers la universitate, deci am avut două opțiuni. Una era istorie, a doua business și administrare. Și cumva, discutând acasă cu părinții, am decis până la urmă să merg totuși pe direcția istoriei. Cât de actuală vedeți istoria în zilele noastre, în această eră digitală în care noi trăim? Deci istoria a fost, este și va fi mereu actuală. Ori noi la lecția de istorie, cu asta și începem. Deci fiecare subiect, cât de vechi nu ar fi el, că este din preistorie, epoca antică, medievală, modernă sau contemporană, deci noi începem cu actualitatea temei. Fiecare subiect este actual, este important pentru noi și merită de studiat. Ce provocări v-ați confruntat de-a lungul timpului fiind în această funcție de profesor? Cea mai veselă provocare cred că am avut-o în anul 2017, când aveam deja 3 ani de experiență. Primii 3 ani eu am lucrat doar cu clase mari, clase de liceu, a 10-a, 11-a, 12-a. După 3 ani am schimbat școala, deci am trecut la altă instituție de învățământ și acolo, pe lângă clasele de liceu, aveam și câteva clase de gimnaziu. La una din ele erai și tu, dacă ți-mi aduci aminte de acest moment. Da. Deci a fost o provocare destul de mare, ori clasele gimnaziale au un alt ritm, o altă psihologie, alte metode de predare. Fapt care un pic m-a pus pe jar, dacă sincer, eu fiind obișnuit cu copii mai mari. Ce metode de predare folosiți astfel încât să le păstrați cumva interesul și motivația elevilor de a învăța? Pentru că istoria e un obiect pe care mulți îl neglijează în ziua de astăzi, dacă e să recunoaștem acest fapt. Atunci hai să începem de la ultima parte. Că istoria, mulți neglijează această disciplină și este o greșeală foarte și foarte mare. Trebuie să conștientizeze lumea de la mic la mare că istoria
este cea mai importantă disciplină din viața noastră. Și nu spun acest lucru din cauza că eu sunt profesor de istorie. Trebuie să înțelegem că un popor fără de istorie este un copil ca fără părinți. Deci el are nevoie de coordonare, are nevoie de încurajare, are nevoie de o direcție în care să meargă. Și acest lucru ne-l dă istoria. Alt punct aici. Deci istoria a avut grijă să conserveze de-a lungul timpului toată înțelepciunea lumii. Deci de la antichitate și până în ziua de astăzi. Ori dacă n-ar fi fost istoria, nici o altă disciplină probabil că n-a avut posibilitatea să se dezvolte. Matematica are o istoria ei, fizica are o istoria ei, tehnologiile au o istoria lor. Deci fără de istorie, noi nu putem să avem progres. De aceea lumea trebuie să conștientizeze acest lucru, că istoria este importantă. Foarte mulți manipulează cu istoria, din ce cauză? Că este importantă. Mai mult decât atât am să spun, Bianca, deci noi suntem într-un an electoral și la anul avem la fel un an electoral. Oamenii votează după cum știu istoria. Este incontestabil acest lucru. Deci istoria trebuie de studiat și nu pur și simplu de studiat. Deci aici să merg pe o idee foarte importantă care se direcționează și către tine ca elev și către cei care studiază mai aprofundat istoria și pentru toată lumea. De exemplu, noi în perioada sovietică am fost bombardați cu informație că nu suntem partea poporului român, că limba noastră este moldovenească, ne-au deznaționalizat, ne-au rusificat. De la 91 încoace au venit mai multă literatură română, au venit chiar români aici și ne-au spus că voi nu sunteți slavi, voi sunteți români, deci ne-au bombardat cu informație pro-românească, hai să-i spunem așa. Noi trebuie să fim maturi, să studiem tot și la urmă să facem un adevăr pentru care să luptăm. Deci nu trebuie să neglijăm nici informația de acolo, nici de aici, trebuie să o studiem pe toată. Iar când, să revin la întrebarea ta, când vorbim de tehnici, deci pot să-ți dau o listă întreagă de tehnici care sunt utilizate în cadrul lecțiilor, dar nu văd rostul. Până la urmă, ideea principală o să fie așa. În dependență de grup, în dependență de vârstă, alegem metodele care să atragă elevul către cea mai importantă disciplină din viața noastră. Cum vă percep elevii, dat fiind faptul că sunteți unul dintre cei mai tineri profesori din cadrul instituției de învățământ în care predați? Cum se atașează ei față de dumneavoastră și care este relația dintre dumneavoastră și elevii pe care îi aveți? Deci, cum mă percep ei, probabil îi vom lăsa să scrie în comentarii. Puteți fi activi să urmăriți acest videoclip și să scriți acolo. Da, să lăsați un mesaj. Vreau să spun că cu fiecare an am o relație tot mai strânsă și mai strânsă cu elevii mei, indiferent de la care școală ar fi ei. Îți spuneam că am activat în mai multe instituții din cauza graficului meu. Așa a fost situația că deci n-a fost posibil să mă mențin la una și aceeași instituție. Ori școala nu mai este activitatea mea de bază în ziua de astăzi, da? Cred eu că avem o relație bună, o relație, nu știu dacă aș spune prietenească, probabil că nu. Oricum trebuie să menținem această distanță elev-profesor, chiar dacă mai glumim, chiar dacă la o pauză putem sta împreună și discuta subiecte care nu sunt legate de școală, dar de viața noastră de zi cu zi. Este o relație bună, hai să-i spunem așa, în două cuvinte, o relație bună. Ce vă motivează să predați în continuare istoria, dat fiind faptul că aveți atâția ani de experiență și cumva aveți și alte activități pe lângă ceea ce faceți ca profesor? Deci sigur nu bani. Eu dintotdeauna am fost conștient că în școală nu poți să faci bani. Și rămân până în ziua de astăzi cu aceeași idee. Deci, istoria este dragostea mea, pot să-i spun așa. De când am început să o studiez, îmi face deosebită plăcere să continui flămând în continuare, da, acest lucru.
Ori cu cât mai mult știi, cu atât îți dai seama că știi foarte puțin. Și în cazul meu, de exemplu, așa și este. Îmi place această disciplină, continui să o studiez, chiar dacă am 10 ani deja de experiență, mereu sunt gata să aflu ceva nou și o informație, să aduc o informație care va fi interesantă și elevului. Dumneavoastră aveți și experiența de a preda ore online pentru elevii care urmează să susțină examenul de clasa a noua și examenul de bacalaureat. Spuneți-mi, cum ați ajuns să activați în această sferă și cumva să deveniți un mentor pentru elevii care urmează să aibă această susținere și acest pas important, dacă aș putea spune mai bine așa, în viața lor? Deci, țin să menționez că atât timp cât școala a fost o activitate de bază, niciodată nu am lucrat contra cost. Deci toate pregătirile care le-am făcut pentru examene, fie clasa noua, fie bacalaureat, fie olimpiadă, pentru că am avut rezultate destul de bune și la olimpiadele raionale și chiar republicane. Mereu a fost, deci orele care le făceam suplimentar erau din propria inițiativă pentru rezultat. Mereu lucram la rezultat. De când istoria a devenit o activitate, cum să spun, cumulară, deci este o activitate pe care o cumulez, am simțit o lipsă, o lipsă de implicare, dacă pot spune așa, pentru că nu întotdeauna am avut clase care vor susține examenul. Și a apărut o oportunitate, de fapt, din senin, pe rețelele de socializare, era un anunț, căutăm profesori de istorie pentru lecții online. Nu voi da nume instituției, școlii, nu vrem să facem publicitate gratis. Deci am transmis CV-ul, m-au telefonat, am avut, nu știu, una sau două lecții de probă, deci au văzut care sunt competențele în domeniu. Pentru mine tot era ceva nou, trebuie să recunosc, ori până atunci nu mai făcusem lecții online de pregătire pentru examen. Mi se părea ceva straniu, aveam dubii, nu eram sigur că voi ajunge la rezultatul dorit, cum eram obișnuit până acum, ca toți elevii să dea examenul de clasa 9 sau de bacalaureat. Dar am încercat, am zis de ce nu. Și deci au fost două instituții cu care am activat și cu una din ele activez până în ziua de astăzi, deci și cu ei și cumva individual. Dar aceste dubii pe care le-ați avut au avut legătură cu faptul că orele se petreceau și se petrec în continuare online. Cât de eficient aici vreau să ajung? Cât de eficient vedeți orele online în comparație cu cele offline, adică fizice? Da, deci pentru informația pentru elevi și pentru părinții lor, în mod deosebit, care sunt foarte sceptici cu privire la lecțiile online, îi invit cu mare drag la o lecție de probă gratuit. Deci putem să facem chiar, nu știu, să facem un anunț pe ziua de azi și să adunăm acolo toți elevii de clasa 9 pe Google Meet. Dar nu știu cât se poate într-o conferință de adunat, chiar nu știu, este o limită de elevi. Deci putem face un exercițiu de acest gen cu o lecție la un subiect care să-i atingă și pe clasa 9 și pe a 12-a, probabil epoca contemporană, se poate de ales o temă, și atunci oamenii vor vedea, eu pot să laud mult acest tip de lecții, dar oamenii vor vedea pe viu cum se realizează lecțiile date și vreau să totuși să spun că sunt mult mai eficiente decât lecțiile în clasă. Deci mult mai eficiente. Ori, lucrând la mai multe instituții, de exemplu, m-am confruntat cu probleme de genul. Nu aveam materiale destule, nu aveam hărți destule, nu aveam o tablă interactivă, nu aveam un ecran la care aș fi dorit să arăt o imagine cu personalități sau o hartă, nu o hartă obișnuită, dar, de exemplu, una interactivă, surse istorice, etc. Deci, lucrând online, avem acces la o gamă foarte și foarte largă de resurse care ne pot ajuta să ajungem la inima fiecărui elev. Și când spun la inimă, mă refer la inimă și nu la creier. Ori mulți elevi, după ce am finalizat cursurile, îmi spuneau că
Să știți că am început acest lucru doar pentru a susține examenul de absolvire, dar acum istoria mi este chiar dragă. Și eu consider că acest feedback este pur și simplu extraordinar. Dar cum vedeți această tendință care devine din ce în ce mai mare față de activitățile care trec din mediul offline în cel online? Chiar ca și profesor, cum vedeți această schimbare care se petrece în ultimii ani și această dorință și ascensiune spre era asta digitală, cumva? Sincer spun, eu nu vreau ca copiii mei să învețe online. De ce? Eu nu vorbesc acum de lecțiile suplimentare. Eu mă refer la lecțiile obișnuite. Ori online-ul ne pedepsește dur, și anume cu lipsa de socializare directă cu om. Deci noi suntem ființe sociale, noi avem nevoie de comunicare, noi avem nevoie să ne pipăim, să ne atingem, să ne mai ghiontim, să ne jucăm, să ne vedem ochii, să simțim emoțiile noastre. Da? De aceea eu consider că școala trebuie să-și păstreze forma sa veche, așa cum a fost inventată ea cu mii de ani în urmă. Filozofii antici tot așa făceau. Adunau un grup de copii în jurul lor și le povesteau. Bine, acum s-au mai schimbat metodele. Dar ideea de profesorul și elevul față în față, consider că este una bună și vitală pentru societate. Și cum vedeți viitorul, în general, din acest punct de vedere? Eu cred că pentru Republica Moldova asta nu este o problemă. Deci pe noi nu ne paște acest pericol ca să ajungem în scurt timp la lecțiile online. Noi suntem conștienți de nivelul de dezvoltare a infrastructurii în statul în care trăim. Nu-l înjosim, dar nici nu-l preamărim. Deci suntem conștienți. Vedem realitatea din jurul nostru și eu zic că în viitorul apropiat nu se va schimba nimic. Deci nu am nicio grijă că copiii mei o să învețe, nu știu, doar lecții online sau ceva de genul ăsta. Acum vreau să trecem la propriu-zis, subiectele și problemele cu care se confruntă elevii atunci când susțin examenul de clasa a noua, adică examenul de absolvire a gimnaziului și examenul de bacalaureat atunci când finisează liceul. Care sunt cele mai mari temeri ale elevilor atunci când vine vorba de examenul de istorie? Din toată experiența dumneavoastră, ce ne puteți spune? Cea mai mare problemă, cred că este, depinde de clasă acum. La clasa 12 presupun că subiectul 3 este cel mai complicat. Harta. Iarăși problema despre care ți-o spuneam un pic mai devreme. Nu toți profesorii au posibilitatea să le ofere elevilor materiale necesare pentru ca ei să cunoască toate hărțile de la antichitate până în ziua de astăzi. Deci lipsesc. Pur și simplu aceste hărți lipsesc. Nu sunt. Și dacă n-au niciun ecran, iarăși este o problemă foarte mare unde pot arăta acest material. De ce avem soluția cu lecțiile online? Mai departe, o altă problemă, mulți copii citesc sursele, nu toți le înțeleg. De aceea, nu în ultimul an, mă scuzați, nu în ultima lună, dar lucru cu sursele trebuie să fie o activitate din clasa 5-a, de început acest exercițiu, ca copiii să se obișnuiască cu sursa și cu întrebările care vin pe baza surselor. Ori întrebările sunt aceleași, doar se schimbă sursa și contextul în care este oferită acea întrebare. Dar formularea, dacă vei fi atent sau poate observa deja acest lucru, este în principiu aceeași. Fie că e clasa 9, fie că este clasa 12-a. Unii copii întâmpină probleme la textul argumentativ sau eseu, cum îi spunem noi mai popular, iarăși nu înțeleg din ce cauză, chiar nu înțeleg, ori este atât de simplu de explicat copilului care este structura unui eseu și de arătat baremul de corectare unde trebuie să atragă atenție pentru a acumula punctaj. Deci eu vorbesc acum la general, eu nu vorbesc despre elevii mei. Eu vorbesc acum la general. Ori mai mulți ani la rând am participat însuși la evaluarea
examenilor de clasa 9. La 12 n-am avut așa privilegiu, dar la 9, da. Dacă să ne oprim tot la clasa 9, deci subiectul întâi cu imaginile și caricaturile. Apropo, auzisem că anul acesta posibil să scoată caricaturile, nu știu cât de veridică este informația, dar oricum cred că vor rămâne imaginile și acolo mai întâmpinăm probleme, dar problemele vin adesea din cauza că copiii nu păstrează structura unui răspuns corect. Deci ei, cum te numești? Gheorghiță. El nu spune, eu mă numesc Gheorghiță. Deci trebuie să păstrăm o structură oarecare pentru a acumula un punctaj maxim, da? Problemele nu sunt foarte și foarte mari. Cu o coordonare corectă, fiecare copil, indiferent de nivelul lui, la istorie mă refer, deci se poate de adus la o notă bună la examen. Care ar fi trei sfaturi pentru ca elevii să se poată pregăti mai bine pentru examenele de istorie? Da, primul, nu lăsați totul pe ultimul moment. Trebuie să învățăm în continuu această disciplină. Dacă ești la liceu, din clasa 10 până în a 12, ori toate temele din a 10 până în a 12 au probabilitatea de a nimeri la examen de bacalaureat, cu clasa 9 este mai simplu, ori la clasa 9 avem doar o singură epocă, epoca contemporană, care studiază în clasa 9. Deci, de la 1 septembrie până la 30 sau 31 mai, 31, da? Așa. Ne pregătim intensiv de examen, studiem temele la rând una după alta. 2. Nu în zadar am spus mai devreme cu una după alta, pentru că trebuie să avem o continuitate a temelor, să înțelegem legătura dintre fiecare eveniment. Ori așa o să fie mai ușor de memorat. Și 3. Atunci când sunt întrebări, nu te rușina să întrebi. Întreabă profesorul, te asigur că el cu mare drag, indiferent cine n-ar fi el, îți va răspunde la fiecare întrebare. Nu fi timid, întreabă. Și încă o întrebare, cred că foarte cunoscută în ce ține de istorie. Cum memorăm mai ușor ani? În general, trebuie memorați acești ani? Deci, în opinia mea, probabil că ar fi un grup de ani care e bine să-i cunoaștem, nu doar dacă ai bacul la istorie sau examen. Și ei sunt mai mult legați de spațiul românesc. De exemplu, hai să luăm iarăși pe clasa 9. Primul Război Mondial, România în Primul Război Mondial, Marea Unire, Constituția din 1923, Constituția din 38, deci pierderile teritoriale din 40. Deci aceștia sunt ani care sunt importanți pentru noi ca națiune și noi trebuie să-i cunoaștem. Dar pentru clasa 12, eu mă tem să spun că învățați toți anii, pentru că, în primul rând, acest lucru nu este posibil. O să fie doar o pierdere de timp în zadar pentru elevi, ori noi nu știm ce o să nimerească acolo. Iarăși, ne axăm mai mult pe spațiul românesc, începând de la civilizația tracilor, războaiele daco-romane și ajungând până la independența Republicii Moldova, adoptarea Constituției Republicii Moldova și alegerile prezidențiale din anul 2024. Foarte actual. Da. Acum o întrebare așa mai interesantă. Dacă ați avea posibilitatea să vă întoarceți în timp, în ce perioadă istorică ați dori să trăiți sau cel puțin cumva să vizitați sau să explorați lumea așa pentru o perioadă de timp? Deci ca profesor de istorie, nu pentru mine personal, da? Da. Dar ca profesor de istorie. Deci eu aș vrea să aflu răspunsul la o singură întrebare, care va fi de folos pentru toată omenirea. Să știm sigur cum și de ce am apărut. Ori noi avem o sumedenie de teorii cu privire la apariția omului. Toate au dreptul la existență, fie că este religioasă, fie că este științifică, dar, cum spuneam mai devreme, că un popor fără de trecut este ca un copil fără de părinți, păi noi suntem, de fapt, ca civilizație pe glob, cam în aceeași situație.
deoarece noi nu suntem siguri. Deci, bine, un om religios poate spune că dânsul a creat Dumnezeu. Dar ce facem cu restul? Nu avem un răspuns foarte clar. Avem o sumedenie de teorii și cred că cea mai importantă întrebare a omenirii este de unde, cum și pentru ce am apărut aici pe Terra. Acum vreau să trecem la un alt subiect și să discutăm cum ați ajuns de la activitatea de profesor să fiți moderator în ultimii ani aici, în zona noastră a municipiului Cahul și nu doar. Vreau să-mi spuneți ce v-a determinat sau ce momente cumva v-au făcut să vă gândiți și să decideți că ați vrea să fiți persoana care moderează și persoana care este responsabilă de un întreg eveniment din viața oamenilor. În primul rând, aici vreau să menționez că eu nu știu dacă am trecut de la profesor la moderator. Eu mai degrabă am trecut de la dansator la moderator. Ori eu 10 ani de zile am dansat la nunți. Când am decis să nu mai dansez la nunți, am zis că oricum vreau să am o activitate în acest domeniu, îmi este destul de interesant. Și am ales-o anume pe cea de moderator și să mai spuneam și avem și o agenție de decor, tot în acest domeniu. Cred că în ultimii 2-3 ani, când aveam activitatea de dansator la nunți, a apărut această idee și s-a coptea încet, încet, până când m-am decis și uite, deja am 5 ani de când activez în acest domeniu. În ce constă toată pregătirea unui eveniment în calitate de moderator, de la etapa inițială și până la final? Dacă ați putea să ne descrieți așa în câteva cuvinte. Dacă în câteva cuvinte, deci viitorii miri scriu un mesaj pe rețele de socializare: salut Maxim, este liberă data de. Noi verificăm agenda, dacă data este liberă, atunci continuăm să discutăm mai departe despre program. Programul este obligatoriu ca să fie, cel puțin în nunțile care le moderez eu. Deci eu fără un scenariu prestabilit nu merg la eveniment. Discutăm despre preferințele lor și aici chiar aș menționa că ar fi foarte bine pentru tinerii care au de gând să facă nuntă la anul. Nu începeți sau ar fi bine, hai invers să spun, ar fi bine să începeți cu moderatorul. Ori el vă poate ajuta și vă da un sfat ce informații să-ți alegi, ori noi cunoaștem pe toți. Și în dependență de preferințele lor, pentru că și la noi lăutarii cântă diferit. Unii cântă mai mult modern, alții mai mult popular, etc. Noi putem veni cu un sfat ca să nu apară apoi întrebări pe parcursul nunții, dar de cine a cântat atât de mult muzică populară, de exemplu, da? Putem să venim cu un sfat în alegerea dansatorilor, în alegerea decorului și multe alte detalii cu privire la eveniment. Surprize, invitați speciali și așa mai departe. Revin la întrebarea ta. Mirii adesea au niște preferințe. Noi încercăm aceste preferințe, le adaptăm la programul sau la un schelet al programului care este la fiecare eveniment. Da? Și adăugăm câte puțin. Dacă ei vor să facă, de exemplu, acest lucru, părinții spun că ar fi bine să facă încă ceva, pentru că așa e tradiția la ei. Deci luăm în cont toate opiniile, nu doar a mirilor. Dar și da, este foarte important, știi cum, câte bărtei, atâtea obicei. Și pentru noi este important să împăcăm toată familia, nu doar pe tineri. Dacă tinerii insistă să mergem anume pe varianta lor, noi mergem pe varianta lor, ne asumăm cumva acest lucru dacă ei vor. Dar cel mai des, după ce discutăm un scenariu aproximativ, deci eu îi rog să meargă acasă să discute cu nașii, cu părinții, dacă pentru ei contează părerea lor. Dacă nu, ne limităm la ceea ce avem. Care sunt calitățile esențiale ale unui moderator bun? Răbdare.
Deci răbdare. Răbdare atât cu clientul, da, cu mirii, cât și cu colegii. Ori trebuie să recunoaștem că la un eveniment lucrează o echipă destul de mare, pornind de la restaurant, chelneri, bucătari, personal auxiliar și apoi lăutari, dansatori, moderatori, decor. Deci lista este foarte lungă. Iar moderatorul este cel care trebuie să coaguleze tot acest organism care să lucreze împreună. Este o muncă foarte grea, dar interesantă. Deci treaba noastră este ca tot personalul care lucrează la acest eveniment să aibă un climat psihologic favorabil. De aceea eu foarte, foarte rar când pot să intru în conflict cu cineva în timpul nunții. Noi putem să intrăm în conflict după nuntă, cu privire la un subiect sau altul. Dar în timpul nunții, deci categoric, mă stărui, dacă se întâmplă acest lucru, este foarte rar, foarte rar ca să avem vreo discrepanță sau vreo cu neînțelegere cu cineva din prestator. Cine n-ar fi el? Chiar dacă este un chelner. Deci nu mă stărui să nu supăr pe nimeni, ori este foarte important ca toată lumea să-și facă lucru. Dar dacă el e supărat, enervat, el nu poate să facă lucruri bine. Și dacă el nu-și face lucruri bine, toată nunta nu merge bine și eu nu mă simt bine și mirii nu se simt bine. De aceea, activitatea de moderator necesită, în primul rând, răbdare. 2. Flexibilitate. Trebuie să fii flexibil. Chiar dacă avem un scenariu, pot apărea multe lucruri neprevăzute, cu toate că eu încerc să le reduc la maxim aceste momente, ele oricum apar și prin diferite metode, cel mai des cerând ajutor prietenului nostru umorul, încercăm să ieșim din această situație. Și de fapt a treia calitate ar fi însăși treaba asta cu umorul, deci un umor inteligent, fără bancuri de prost gust sau glumii care vin cu atac la o anumită persoană. Deci, un umor care să-l înțeleagă și un tânăr de 18 ani și un tânăr de 85 de ani. Cu cât timp înainte ar trebui planificat un eveniment așa în condiții favorabile, știți? Ca să se reușească întregul proces și bine, să nu se grăbească. Prestatorii ar fi bine să-i alegi din timp. Pentru că mulți pot fi ocupați, dacă, sau cel puțin cei care îi dorești pot fi ocupați în apropiere de evenimentul tău. Dar însă scenariul poate fi realizat și cu o lună înainte. Agenda dumneavoastră pentru anul 2025 este deja ocupată? Deja multe evenimente, da, sunt pentru anul viitor rezervate. Cum în viziunea dumneavoastră au fost evenimentele din anul 2024? Și apropo, am înțeles că dumneavoastră preferați să moderați mai mult nunți decât alte tipuri de evenimente și vreau să-mi spuneți de ce. Deci, cu prima parte a întrebării, evenimentele din 2024 au fost vesele, foarte interesante. Cel puțin răspund de acele evenimente la care am participat eu. Nu le cunosc pe toate. Mirii au rămas mulțumiți. Pot confirma acest lucru și ei pentru un mesaj aici în comentarii. Dar cu privire la a doua parte a întrebării, de ce prefer mai mult nunțile și nu alte evenimente? Nu știu, mă simt, cred că, mai comod, anume în cadrul unei nunți, pentru că știu să-mi fac treaba bine acolo. Deci, este un scenariu foarte bine pus la punct, este o activitate care deja e bătătorită, știți, drumul. Chiar dacă în fiecare an apar tendințe noi, nu știu de ce anume la nuntă mă simt cel mai comod, cel mai flexibil, îmi place să glumesc, dar pot păstra și partea serioasă, varianta clasică, dacă este nevoie, pentru că am miri care din cauza invitaților cu un statut special au nevoie și de un moderator care să păstreze cumva acest statut.
Și pot să mă adaptez, anume la nuntă, pot să mă adaptez la, la diferite condiții. În cazul cumetrilor, nu știu, am moderat, dar nu primesc plăcerea cea psihologică de la sfârșit de eveniment ca de la o nuntă. Chiar dacă acolo sunt mai obosit, chiar dacă acolo programul este mai încărcat, nu știu. Ați avut vreo experiență negativă în ceea ce ține de cumetrii? Experiențe negative în general în activitatea dată, așa negative care să vină cu o traumă psihologică, nu cred că a fost. Știi, contează foarte mult și aspectul acesta, că deci, mulți la cumătrii încearcă să economisească. Preț mai redus, adesea nu iau lăutare cu care eu aș vrea să lucrez, de exemplu. Este și nuanța asta. Foarte des întreb, de ce muzicanți aveți, chiar dacă este o nuntă? Au fost cazuri când am refuzat chiar. Mai bine stau acasă decât să merg să lucrez uneori cu o echipă cu care nu mă sunt comod. Și asta nu din cauza că noi pe stradă avem vreun conflict. Din contra, suntem buni prieteni, ne înțelegem, dar dacă nu reușești să faci lucru bine într-un anumit anturaj, mai bine stai acasă, părerea mea. Cum vedeți respectarea tradițiilor în prezent? Cât de mult tinerii din ziua de astăzi aleg să respecte aceste tradiții și dacă ați putea să ne spuneți câteva tradiții care deja și-au pierdut din efect? Tradiția asta e bine. Tradiția asta e continuitate. Tradiția asta sunt valori. Asta e cultura noastră. Dar trebuie să recunoaștem că cea mai mare parte din tradiții un pic și-au pierdut actualitatea în cadrul nunților contemporane. Sunt momente care dispar, este adevărat, cum ar fi jucatul găinii, dacă nunta nu e de la Giurgiulești. Că dacă e de la Giurgiulești, acolo sunt 230 de găini, 400 de colaci, e decerat. Deci eu am exagerat aici un pic, dar ideea, cred că o înțeles-o toată lumea. Multe mirese nu mai vor despodobitul miresei. Dezbrăcatul miresei, ca să fie clar. Pentru tot. Da. Eu aici vin cu adaptare. Deci eu spun, hai să nu facem chiar în varianta cei tradițională, dar cel puțin simbolic să păstrăm și acest moment. Deci chiar dacă ei vor să o scoată de tot, eu reușesc cumva să-i conving ca să o păstrăm, dar într-o formă mai simplă. Deci ne adaptăm. Ne adaptăm. Sunt cazuri când, de fapt, mireasa a spus foarte clar. Eu nu vreau despodobitul mirese. Nu vrei, nu facem. Deci eu îi înțeleg, accept, dar atunci când pot să vin cu un sfat, că iaca, aici ar fi bine să păstrăm, asta putem să nu o păstrăm, eu mă dau cu părerea. Mirii vor ascultă, vor nu ascultă. Este alegerea lor, este sărbătoarea lor și pentru noi este foarte important ca sărbătoarea lor să fie așa cum își doresc ei. Acum, mai nou, există o tendință ca mirii să facă nuntă fără nași. Ce părere aveți legat de acest subiect? Deci am avut astfel de cazuri. Ca moderator nu mă afectează nici într-un fel. Ca cetățean, probabil că mă sperie un pic, ori din ce cauză ei nu reușesc să găsească naș. Pentru că, iarăși, lipsa conexiunii. Nu mai suntem atât de sociali, nu mai avem prieteni. Deci ne-am adunat noi fiecare în cușca lui și păstrăm distanța asta socială. Nu mai mergem pe la vecini, nu mai ieșim la poartă. Cred că acesta este motivul. Cred că nu este un semn bun. Presupun eu că nu este un semn bun acest lucru, dar până la urmă nici nu este obligatoriu să ai un naș. Deci ea vine ca o tradiție. Părintele este naș. La biserică. Ce recomandări ați avea pentru viitorii tineri care își doresc să planifice o nuntă, dar au un buget limitat?
Deci dacă este un buget limitat, cel mai important sfat cred că ar fi următorul. Să nu facă nunta în sezon. Și când spun sezon, mă refer la perioada iunie-septembrie. Pentru că atunci toți sunt full, atunci reduceri nu avem. respectiv, cu buget limitat aici nu merge. În afara sezonului, fie că este primăvară, iarnă, toamnă, târzii, toate echipele care prestează servicii la evenimente private vin cu anumite pachete de reduceri. Care mai mare, care mai puțin. Respectiv, poți găsi un moderator bun, o echipă foto, video, da, bună, lăutari buni, în afara sezonului, la un preț mult mai accesibil. 2. Nu faceți nunți mari. Deci alegeți invitații care vin la eveniment. Dacă vrei o nuntă veselă, iar invitații tăi, 80% din ei sunt de vârsta 50 plus, ei nu au energia de a se distra până la ora 3-4 noapte. Dar la început de eveniment, cu siguranță, vor fi probabil că activi, pentru că așa este specific la noi și la sud, dansăm mult să ne distrăm, însă ajungând cumva la apogeul evenimentului, așa pe la ora 11-12, s-au așezat pe scaun și cam gata. Plecă. Da, da. Un alt sfat aici, nu știu, locația la fel contează destul de mult. Dacă ai un grup limitat de persoane, de ce să rezervi un restaurant foarte mare, care are și prețuri mai echipărate un pic? Sunt mai multe, probabil. Da, cred că acestea trei sunt cele mai importante. Dumneavoastră ați menționat despre faptul că mulți ani în urmă, atunci când erați dansator, pentru că sunteți și acum, ați avut experiența de a dansa în cadrul evenimentelor și în special la nunți. Vreau să-mi spuneți cum s-a schimbat în opinia dumneavoastră, în general, organizarea evenimentelor și cum se desfășurau acestea înainte și cum se desfășoară acum. În primul rând, acum sunt mult mai organizate. Deci, pe această cale trebuie să le mulțumim și la invitați, că sunt mult mai responsabili. Deci, dacă evenimentul se începe la ora 6, cel târziu la 6:30, majoritatea invitaților sunt la eveniment. Deci nu mai există mod aceea că ce să mă duc eu primul la eveniment. Deci toată lumea este responsabilă, știu că nunta are un scenariu, la ora X se întâmplă momentul Y și tot așa mai departe, da? Dar s-au schimbat foarte mult după pandemie, în mod special. Pandemia ne-a pus la punct un pic și eu cred că anume în direcția pozitivă. Ori când eu dansam la nunți, masa mare începea pe la 2-3, iar acum la ora 3 este torta de sărbătoare. Deci evenimentele, din punct de vedere cronologic, da, sunt mai restrânse, dar activitatea este mult mai fructuoasă. Deci noi avem timp să ne distrăm, să mâncăm, să stăm la vorbă, deci avem timp pentru orice, într-un timp mai redus, dar mult mai activ. Deci că asta contează. Pentru ce noi trebuie să stăm la eveniment până la ora 6 dimineața, dacă la ora 4 toți dorm lângă masă? Nu. Noi, cel puțin eu, merg pe varianta de un program de nuntă de 9 ore și în aceste 9 ore noi avem, încă o dată spun, timp și pentru distracție și pentru mâncare și toată lumea este mulțumită. Unii invitați spun că vin, se apropie și spun, parcă suntem la concert. Deci trecem dintr-un eveniment în altul atât de ușor, atât de simplu, încât toată lumea reușește să asimileze, de fapt, ce se întâmplă acolo, da? Să rumige procesul evenimentului, da? Și totodată să primească și plăcere de la el. Așa că, dacă nunta durează mult, asta nu înseamnă obligatoriu că este bine. Nunta trebuie să fie interesantă. Și nu plictisitoare. Rolul ca dansator în ansamblul Izvorașul din municipiul Cahul, la ce vârstă a început pentru dumneavoastră această experiență și cum v-a schimbat de-a lungul timpului?
Da, deci eu fiind născut într-o familie de dansatori, oricum în sala de dans, în acest rol am ajuns foarte târziu. Acum copiii la 5-6 anișori, ei sunt deja încadrați în această activitate, eu aveam 14 ani, deci târziu. De ce atât de târziu? Practicați dansul? Au fost mai multe motive. Unul mai important este legat de părinți care nu prea mă vedeau în acest domeniu sau nu vreau să mă vadă în acest domeniu. Școala era prioritar. Tu trebuie să înveți și când ai timp liber, trebuie să înveți. Deci cam pe acest principiu au mers părinții mei. Deci foarte târziu, cu greu, am reușit să-i conving ca să-mi permită să merg la dansuri, dar uite că faptul că am ajuns la 14 ani nu m-a oprit să ajung, cred că, la cel mai înalt nivel care poate oferi Sudul Republicii Moldova în dansul popular. Cum vedeți evoluția dansului popular, dat fiind faptul că acum și alte stiluri de dans evoluează și există, așa cum unii zic, există o competiție și o concurență între stilurile de dans, cel puțin la noi, Republica Moldova? Nu știu, competiție este o prostie. Nu am văzut niciodată o competiție în acest domeniu. Fiecare își are direcția lui. Dacă copilul X vrea să facă dans modern, ce competiție poate fi vorba? Cu ce să-l atragă? Nu. Contează foarte mult. Dacă copilul este prea mic, acolo 5-6 ani, evident că aici mai mult trebuie să-l convinzi pe părinte anume, da? Cum vede el. Da, sunt copii care cresc mari și pot adopta un alt stil de dans. Deci, noi avem așa cazuri cu o fată care a dansat mulți ani dans modern și după care a venit la dans popular. Pentru că așa a simțit ea, probabil că. Nu știu, sau poate a văzut alte privilegii în dansul popular. Trebuie întrebat pe ea. Așa că competiții categoric nu o văd. Poate e obscur, nu știu. În Cahul, cu atât mai mult, și fiecare ansamblu care este în municipiul Cahul are direcția lui de dezvoltare, fiecare își caută de treaba lui, fie că e dans modern, popular sau nu știu ce mai este acolo. Deci eu nu văd o competiție, cel puțin noi nu concurăm cu nimeni. Poate cineva concurează cu noi, dar noi nu știm. Nu știu. Care este relația dintre voi ca și membri ai ansamblului Sfărașul? În spatele cortinei ne referim. Fiindcă pe scenă vă sunteți uniți, sunteți unul pentru altul. Dar cum e de fapt așa după scenă? Ce se întâmplă? În vestiar este foarte vesel. Cel puțin la băieți. Deci la băieți este foarte vesel în vestiar. Glume, care și mai de care. Suntem o echipă foarte prietenoasă. Și mă bucur de acest lucru. Că am reușit să ajung în familia asta mare a Izvorașului, îmi place foarte mult. Sunt și eu unul din cei care promovează acest stil de libertate. Când vin tinerii, să nu îi apesăm foarte mult, deci încerc prin diferite metode să îi încurajez, des glumesc cu ei, uneori îi sui în cap din cauza asta. Dar pentru mine contează foarte mult ca ei să se integreze ușor în ansamblu. Ori în perioada când eu am făcut primii pași în Izvorașul, era altă situație. Știi, ca la armată, era un grup mai matur și micii care așa, nici n-aveau glas, nici drept la opinii, nici nimic. Da. Deci generația noastră este mai tolerantă și mai prietenoasă, cred eu. Dar ce ați putea spune despre conducătorul ansamblului Izvorașul, domnul Ion Arăbăce? Cum este el în realitate, fiindcă lumea din Cahul, cel puțin, spune că este un om foarte autoritar? Autoritar a fost Stalin, Hitler, nu știu, Mussolini. Trebuie să am grijă, probabil, ce spun acum. Nu, glumesc. Știi, domnul Ion,
separă foarte bine lucru și distracția. Deci când trebuie de lucrat, toată lumea să lucreze. Și când ne distrăm, toată lumea să se distreze. Așa că, de exemplu, treaba asta cu autoritatea, eu mai degrabă o văd iarăși ca o poveste și dacă eu ca profesor am cerință față de elev că el să ajungă la un rezultat bun și sunt autoritar, nu, pentru ce l-ai adus la istorie sau pentru ce l-ai adus la dansuri, da? Ca să avem un rezultat. Un rezultat sau la un rezultat se ajunge prin, corect, disciplină. Deci fără disciplină, nu, în primul rând prin disciplină, fără disciplină nu poți face nimic. Fie că e școală, fie că este familie, fie că este dansuri, muzică, nu contează domeniul. La noi se atrage atenția la acest moment foarte și foarte mult și probabil când lumea spune despre autoritate sau că este autoritar, da? Se referă anume la acest aspect. Noi nu vedem așa. Ce i-ați transmite acum domnului Ion Răbăce? În primul rând, mulți ani înainte, să fii sănătos. Sunt guri, nu știu, bune sau rele, care spun că umbra dumnealui cumva ne apeasă, nu ne dă voie să ne dezvoltăm, dacă să ajungem și noi coreografi sau ceva de genul ăsta. Se greșesc amarnic, ori umbra lui mai degrabă ne protejează de toți factorii din afară, mai puțin prietenoși. Așa că sperăm să-l vedem cât mai mulți ani în echipa pe care tot dumnealui a construit-o. Cât de mult durează repetițiile pentru un eveniment grandios, așa cum a fost concertul lui Gabriel Nebunulă, care voi ca și ansamblu ați participat, sau concertul de la Palatul Republicii, la care ați fost recent? Cu privire la Gabriel, în primul rând, el târziu s-a adresat. Noi auzisem, cel puțin domnul Ion, cumva, nu știu, poate a aflat un pic mai devreme, dar din cauza că vara noi suntem în concediu, cumva nu a fost pregătiri cu privire la acest eveniment și prin luna septembrie, deci cumva s-a telefonat și au început discuțiile cu privire la acest eveniment, a venit regizoarea la Cahul, a spus ce dorește să vadă de la noi și trebuie să recunosc că repetițiile nu și-au păstrat programul, dar nu și-au păstrat programul. A fost nevoie să ne întâlnim zilnic pentru ca să ajungem la urmă la un rezultat bun. Și de fapt asta este de fiecare dată când vine un concert mai mare. Noi deci nu mai păstrăm acel orar de două ori pe săptămână. Din păcate sau din fericire, cam des avem concerte mari și trebuie să recunosc că în ultimul timp cam zilnic, cu izvorașul mă refer, da? Cam zilnic suntem la repetiții. Lumea este obosită, este foarte complicat, ori noi avem și alte activități în afară de dansuri, nu doar eu, dar și alți colegi. Este un pic obositor, dar pentru ca ansamblu să-și păstreze bunul nume pe care îl are el pe piață, trebuie de lucrat foarte mult, inclusiv tinerii care avem acum câțiva noi. Deci, băiți, trebuie de lucrat mult. Dumneavoastră sunteți coregraf în cadrul Palatului de Cultură din municipiul nostru și aș vrea să ne spuneți cum vedeți, în general, tinerii din ziua de astăzi și care credeți că ar trebui să fie atitudinea unui mentor, astfel încât să-i mențină motivați și interesați de ceea ce fac. Deci, cu începutul. În cadrul ansamblului, deci noi nu suntem coreografi. Noi, coreograf este unul, domnul Ion Răbăce. Noi suntem, cel puțin așa spunem noi, repetitori. Sau am auzit în România foarte des utilizează termenul de asistent de coreograf. Da? Și noi nu ne asumăm cea mai mare
responsabilitate în ceea ce privește ansamblul. Noi lucrăm cu copii destul de mult, lucrăm cu ei, dar totuși grosul responsabilității ține de coreograf. Cât de mult sau cât de greu este să-i ținem motivați? Știi, în ultimul timp, nu știu, depinde foarte mult de grupa de dansatori și de ieșirile lor, cât de des au spectacol. Eu cred așa și, de fapt, practica arată în felul următor, cu cât un ansamblu sau o grupă din cadrul ansamblului are mai multe spectacole, cu atât ei sunt mai motivați și mai bine pregătiți. Deci motivarea adesea vine anume prin ieșirile pe scenă. Dacă noi știm că în 1-2 săptămâni avem concert, deci toată lumea este concentrată ca acest concert să fie cu o prestație bună. Izvorașul și Nufărul au foarte des concerte, de aceea pentru noi zic, nu este o problemă atât de mare. Asta nu înseamnă că la noi totul este ideal. Da, mai sunt cazuri, copiii toți sunt obosiți și copiii au program destul de complicat, școală, alte activități, sunt copii care vin la dansuri și totodată fac și, nu știu, arte plastice, limbi străini, muzică, etc. Deci, uneori încercăm să intrăm și în situația lor, să-i înțelegem, dar când vine vorba de rezultat, deci atunci nu-i mai înțelegem, se lucrează asidu, da, cu 7 rânduri de transpirație. Așa trebuie. Ce părere aveți vis-a-vis de faptul că copiii, în general, în ziua de astăzi, au foarte multe activități extracurriculare pe lângă școală, dat fiind faptul că ați menționat că în copilărie, atunci când doreați să faceți, de exemplu, și dans popular, părinții v-au zis că trebuie neapărat să vă axați pe învățare, în primul rând. Eu le mulțumesc pe această cale părinților, în primul rând, pentru că au avut grijă, ori ceea ce vedeți astăzi pe ecranele voastre este un produs în general al lor și probabil un produs bun. Când ziua de astăzi copiii au mai multe activități, eu încurajez acest lucru. De exemplu, uneori mă întreb de ce părinții mei nu mi-au oferit posibilitatea să posed și un instrument muzical. Mi-ar fi plăcut foarte mult, de exemplu. Dar ei, bun, s-au axat anume pe școală. Eu înțeleg în lăuntricul meu din ce cauză. Deci, cumva am un răspuns pentru această întrebare. Dar probabil, un pic au exagerat aici, probabil. Dar oricum, deci a venit timpul, Dumnezeu știe mai bine, știi cum. A venit timpul și oricum, chiar dacă eu, apropo, niciodată nu m-am gândit că voi ajunge repetitor sau în viitor vreodată coreograf. Deci asta n-a fost visul meu ca și cu istoria. Mai ales după ce am îndrăgit istoria, deci niciodată n-am pus această problemă, că eu să am o altă activitate. Eu dintotdeauna credeam, cel puțin așa a fost, cred că în primii 5-6 ani de pedagogie, eu voi rămâne mereu în școală. Și eu încerc să păstrez cumva acest lucru, să mai fiu cât de cât în școală. Dar uite că dansurile și iau a lor. Și nu din cauza că eu mă rup spre ele. Probabil este o forță supranaturală care mă aduc pe mine mai aproape de ele. Alt răspuns chiar nu am. Dar v-ați gândit vreodată că o să ajungeți campion mondial la dans? Da, nici pe aproape. Deci s-a întâmplat în 2008 atunci, la Jocurile Delfice din Saratov. Nu pot să-mi explic până în ziua de astăzi. Părinții mei, care sunt mult mai buni dansatori decât mine au fost, da? Ei nu au așa titlu. Și când tatăl meu a aflat că eu am venit cu medalii acasă, ce a fost cumva foarte straniu, hai să spunem așa, da. Mai ales că eu am început în 2007. Deci eu aveam un an și în 2007, eu nu am dansat la Nufărul, deci eu n-am trecut prin școala asta de la 7 ani și ori până să ajungi la vârsta asta. Da? La mine a fost o tranziție foarte, foarte rapidă.
un an de zile am dansat într-o grupă, dacă nu mă greșesc, se numea La Izvor, ceva, o pregătire pentru izvoraș, ceva de genul ăsta, ca clasa 0, știi? Am trecut cu brio de acel moment și era nevoie de băieți tineri, era o limită de vârstă acolo, deci dacă nu mă greșesc, 30 de ani. Eu pe atunci, în 2007-2008, cred că aveam vreo 15-16 ani. Deci a fost cumva, iarăși, vezi, deci o forță superioară care m-a adus pe mine, anume în momentul acela la dansuri. Eu chiar cred că ce se întâmplă cu mine, anume în domeniul dansului, nu este nimic întâmplător. Deci nu ca așa întâmplător. Deci este o forță care ghidează acest domeniu, anume legat de dans. Foarte straniu. Și vreau să spun mai mult, Bianca, eu nici n-am înțeles că eu sunt campion mondial la dans. Știi când am înțeles? Anul acesta. Cât de mult atenție reușiți să le acordați copiilor dumneavoastră, dat fiind faptul că sunteți atât de implicați și cumva petreceți atât de mult timp cu alți copii, la școală, dar chiar și la dansuri? Cred că această întrebare o poți oferi oricărui profesor. Ori copiii la toți profesorii pot fi cumva geloși pe elevii lor, cred cu siguranță în acest lucru. Cred că un pic am rezolvat acest lucru din septembrie 2024, deoarece am redus un pic din activități. Dacă până în mai, știi cum arăta o zi? Deci dimineața mă trezeam, mergeam la școală, veneam acasă, mâncam, bine, mă schimbam și așa mai departe, îmi luam geanta și mergeam la un cert de dans în sat, într-un sat. Nu dăm nume acum. Vineam înapoi în oraș, doar intram pe ușă, schimbam geanta. Deci doar atât, schimbam geanta și vineam la Nufărul. După Nufărul putea să vii și izvorașul, sunt așa zile când vine și izvorașul. Ajungeam acasă pe la ora 8-8 jumătate și dacă era ianuarie, februarie, mart, aprilie, mai, aveam și lecții online. Deci la 8 puteam să încep și o lecție online până la ora 9-9 jumătate. Și era un program prea încărcat. Și atunci am decis că, deci în mai, am făcut pur și simplu o alegere. Am mai redus un pic din program. Nu mai merg în sat la cel cert de dans. Dar oricum e destul de solicitant până în ziua de astăzi. Ori lecțiile online deja au început. Pregătirile pentru examene deja au început. Și este mult de muncă, reușim să mai stăm și cu copiii. Este adevărat că fetița e clasa 1 și pe ea o văd mai răruță acum pentru că ea are tot mai multe activități. Deci pe lângă școală are și niște activități extra. Băiețelul este mai mult cu noi, el la grădiniță nu merge, are și el o activitate de 3 ori pe săptămână, în general cu el interacțiunea este mai mult. Cu fetița mai puțin. Cât de mult vă susține familia în tot ceea ce faceți? Nu știu dacă ți-am spus, dar anul trecut ai auzit de open mic de la stand-up. Deci fac ea într-un grup restrâns, da, fac niște show-uri de acestea în care oricine poate merge acolo și spune glumele pe scenă. Deci am fost de câteva ori și acolo, vreo 3 ori. Și una din glumele preferate, inventate, a fost, ca să răspund la întrebarea ta, a fost cam în felul următor. Deci familia, în mod deosebit soția, mă susține în toate proiectele care le fac. Important să nu stau lângă ea acasă și să o enervez. Deci, din asta în glumă, evident. Dar dacă serios, deci nu înțeleg de unde atâta răbdare din partea ei. Chiar trebuie să ai un pic de răbdare, să știi că, cum îți spuneam, soțul nu mai vine acasă și îi dai geanta ca să meargă în altă parte. E destul de solicitant și pentru ea, cu 2 copii. Are mult de lucru. Deci are foarte mult de lucru și ea. Dar
Fără susținerea familiei, cred că n-aș fi reușit să fac atât de mult, așa că le sunt recunoscător, chiar dacă față în față o spun mai rar, uite, o spun acum în public, mulțumesc la toți, da, la toată familia noastră mare, pentru că mă ajută, mă susțin, mă îndrumă când este nevoie, mă ucăresc. Deci nu ezit deloc să-mi spună că aici e bine sau aici nu e bine. Și după acest interviu tot așa vor spune că acolo ai spus ceva nu cum trebuie sau... Deci au grijă să mă ții așa din scurt. Și eu în continuare să fiu cu minte, cum am spus la început de interviu. Domnul Maxim, de ce ați ales să activați acasă, aici, în Cahul? Ați avut vreodată gândul de a pleca? Eu personal n-am avut niciodată gândul de a pleca peste hotare, chiar dacă am acte românești și cetățenia română, da? Și mi-ar permite foarte ușor să fac acest lucru și studii. Deci sunt unele studii care sunt recunoscute internațional. Deci dacă nu aș merge în Franța, Marea Britanie, foarte simplu aș fi putut să merg, de exemplu, în România, da? Să găsesc cumva o activitate peste prut. Dar, deci, eu niciodată n-am avut acest gând. A apărut în familia noastră un gând când s-a început războiul din țara vecină. Soția era pe jar un pic atunci în februarie. Da. Mai mulți erau? Ea mai tare, comparativ cu mine. Ce este interesant, că noi atunci eram într-o perioadă de tranziție și în direcția cuibului nostru. Deci noi am vândut un imobil și trebuia să cumpărăm altul. Și ea chiar se uita pe site-urile românești și căuta un imobil în România. Pentru că erau niște resurse sau surse financiare. Prețurile la noi sunt mai scumpe. Deci ne-am fi permis probabil să mergem acolo, să ne angajăm totodată. Nu ar fi fost o problemă foarte mare. Dar a fost o perioadă așa de criză de vreo o lună, maxim două. Am trecut cu brio de ea și suntem în continuare acasă. Cum vedeți dezvoltarea municipiului Cahul în ultimii ani? Nu, trebuie să recunoaștem că există o mică dezvoltare. Există o mică dezvoltare, în mod deosebit infrastructură. Da, s-a schimbat un pic orașul nostru. Drumuri un pic mai bune. Clădiri mai colorate. Nu știu. Multe activități. Ce îmi place la Cahul? Nu în zadar suntem capitala cultural-creativă, da, a Republicii Moldova. Chiar foarte multe activități. Nici nu reușești să treci din una, că vine alta. Deci pentru publicul nostru larg, pentru spectatorii noștri, sunt o sumedenie de activități. Din păcate, ei nu prea vin la aceste activități. Apropo, ar fi un mesaj către toți cahulenii să fie mai activ în ceea ce privește prezența la activitățile culturale din municipiul Cahul. Deci este un pas pozitiv. Nu trebuie să se oprească administrația aici. Noi cu bunișorul ne învățăm foarte, foarte repede, ne place acest lucru și trebuie să ne obișnuim cu acest bunișor. Deci vrem să fie și mai bine. Eu vreau ca să fie și mai bine. Deci mie nu mi-este destul atât. Vreau să fie mai bine. Cahul este și capitala tineretului deja pentru al treilea an. Și vreau să-mi spuneți cum vedeți tinerii din orașul nostru. Activi. Problema e alta, că sunt activi în grup. Deci este un grup de tineri care fac tot. Ei iau interviuri, da, ei participă la activitățile culturale din Cahul. Este un grup de oameni foarte restrâns, care de tineri, da, care este omniprezent. Deci ei vezi peste tot. Dar noi în Cahul avem mult mai mulți tineri. Și ar fi bine ca implicarea a tineretului să fie și mai activ. Deci încurajez. Nu este o ocară sau o judecată cumva. Deci să fie mai activ, mai flexibil, mai îndrăzneț,
se vedem la diferite activități și ca voluntar și, nu știu, ca orice. Dar de ce credeți că tinerii noștri se implică atât de puțin în activitățile? Iarăși trebuie întrebat pe ei. Tinerii care sunt în jurul meu sunt foarte activi, în general. Presupun că nu au fost îndrumați corect. Deci eu nu cred că problema este în tineret, problema este în maturii care se află lângă ei. Poate maturii trebuie de educat. Nu știu, corect. Noi, tineretul nostru este unul bun. Este unul cărturar, sportiv. Îmi place tineretul, dar vreau să-l văd mai activ. Doar atât. Un pic mai activ. Nu știu dacă pot să-mi adaug ceva aici. Ce sugestii poți avea pentru ei? Ce ar trebui ei să facă pentru a se dezvolta, în primul rând, pe plan personal, dar și în dezvoltarea municipiului nostru? Pe plan profesional, evident, trebuie să studieze. Deci, nu lăsați școala pe planul 2. Niciodată. Mereu fiți flămânzi în acest domeniu. Învățați, învățați, învățați. O să vă prindă bine. Cine spune că școala nu trebuiește, nu știu, în opinia mea este o greșeală foarte și foarte mare. Trebuie de învățat. Altceva, nu știu, dacă au alte talente, dacă n-au, să vină la noi, că îl descoperim noi. El poate este. Și e de vreun dansator acum, cu sămânța asta de dansator, da? Să vină la noi, noi o să o stropim, o să o îngrijim, o să-i dăm un pic de soare și o să crească ceva frumos din el. Ce mesaj pentru finalul nostru de emisiune ați avea pentru tinerii care ne urmăresc pe noi acum? Deci să mă gândesc un pic la întrebarea asta. Dacă, sincer, nu eram pregătit de ea. Dar de obicei și spune lumea aici. Diferit. Învățați istorie. Continuați să studiați și rămâneți acasă. Aici, la Cahul, Unima, unde, de încă o dată. Ioșchecoată! Deci, în primul rând, din toată inima vreau să-i văd pe toți acasă. Am obosit să aud citate de genul că nu am ce face în Cahul, nu am ce face în Republica Moldova, nu știu. N-aș spune că poate eu sunt cel mai bun exemplu în această direcție, dar dacă eu reușesc, cu siguranță veți reuși și voi. Domnul Maxim, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați acceptat invitația mea și pentru faptul că ați acordat timp acestui interviu și pentru faptul că, în ultimul rând, sunteți foarte implicat în comunitatea noastră din Cahul și tindeți mereu spre o evoluție și spre o cunoaștere mai largă a oamenilor din Cahul și spre motivația lor, spre a le crește motivația, spre a le crește dorința de a rămâne acasă și de a face lucruri bune chiar și aici, la Cahul. Și eu îți mulțumesc pentru primirea în studioul vostru călduros. Mi-a făcut plăcere și probabil ne mai reîntâlnim vreodată când vom mai începe vreun proiect nou. Sigur. Mulțumesc mult și o zi bună în continuare.